Astăzi se desfășoară acum întâlnirea dintre cererea de locuri de muncă și oferta de locuri de muncă. Mulțumim agenților economici, angajatorii, participanți care sunt alături de noi și noi alături de dumnealor. Îi sprijinim în activitatea desfășurată și îi sprijinim în a-și asigura resursa de muncă necesară. Mulțumim dumneavoastră, dragi persoane, participante, persoane în căutarea unui loc de muncă. Sperăm că la finalul acestei acțiuni să aveți un statut schimbat de piața muncii și anume cel de salariat. Statut care să vă permită un trai decent, un trai mai bun. L-avem astăzi lângă noi pe reprezentantul Guvernului în teritoriu, domnul profesor Sorin Cornilă, pe care îl rog să ne spună câteva cuvinte, dar nu în grabă, domnule prefect, pentru că noi nu grăbim astăzi, vedeți și dumneavoastră, suntem oaspeți buni, pentru, suntem gazde bune pentru foarte, foarte mulți oaspeți. Deopotrivă, angajatori și persoane în căutarea unui loc de muncă. Avem prezența astăzi un număr de 42 de angajatori care ne-au oferit peste 470 de locuri de muncă în diverse domenii, cu preponderență construcții, confecții, dar nu de neglijat de această dată locurile de muncă din servicii, din industria prelucrătoare și din Horeca.